Bună seara, dragi telespectatori ai municipiului. Suntem în direct cu dumneavoastră la emisiunea Viața Sportivă, o emisiune care va genera în fața dumneavoastră o informare cât mai acută și mai, să zicem, exactă în raport cu evenimentele sportive ce se petrec la noi. Și pentru început, în această ediție, am adus alături de mine, așa cum am promis anterior în mai multe căi media, echipa de powerlifting a ACSMTB Roman, echipa care are ca și titulatură de club Powerman Roman, o echipă tânără care a fost la prima formulă de acest gen la campionatele naționale desfășurate la Băile Herculane în perioada 1-4 octombrie. Și ca să nu lungesc vorba, am să vă prezint componenții lotului. Îl avem în mijloc pe cel mai tânăr dintre practicanții de powerlifting legitimați la noi, și anume, te rog să te prezinți. Mă numesc George Paraschiv. George este cel care a împlinit pe data de 1 19 ani, cu două zile înainte de a intra în concurs. George, cel care a reușit o performanță majoră la prima participare a sa la naționale. Continui prezentarea și cel de-al doilea membru al lotului, care se numește Bandol Cătălin Gheorghiță. Cătălin a fost și el de asemenea la prima participare într-o astfel de competiție și drept urmare să-i dăm cezarului cel al cezarului, să îi rugăm să ne povestească cum au perceput această competiție de nivel național și cum s-au simțit în cadrul campionatelor naționale organizate de Federația Română de Powerlifting, condusă de domnul președinte Panazan Ovidiu. Deci, George, ce a fost această experiență pentru tine? Cum ai perceput acest eveniment? A fost o experiență foarte bună, foarte frumoasă, din care am învățat multe. A fost foarte bine. Nu mă așteptam. Chiar a fost frumos. Și totul, locul, cum a fost tot. Da, să menționăm că George, fiind la prima participare, a reușit să dobândească numai puțin de 4 medalii, și din care una de argint și 3 de bronz, și anume argintul l-a împins din culcat, nu? Da. Bronz la genoflexiuni și bronz la îndreptări, iar la cumulativ, la total, pentru că se ia și totalul, a venit pe locul 3 al podiumului. Cum te-ai simțit când efectiv ai fost în contact direct cu bara de, cu haltera în sine? Emoții, au fost emoții. Bine, pot spune, dar emoții foarte multe, dar nu a fost o problemă mare. Pot spune așa. Ca și organizare, așa, ca și cadru. Cum ți s-a părut organizarea pe ansamblu, să spunem? A fost o organizare bună. Mi-a plăcut. Arbitrajul te-a frapat, ți-a atras atenția ceva? Atenția nu prea mi-a atras. A fost totul bine. Nu pot spune că a fost ceva rău. Și pentru tine, așa, ca o întrebare adiacentă, cum te-ai simțit când ai aflat că ai câștigat aceste medalii? Mirat, n-am crezut. Ca trăire, așa cum, ce a fost? O trăire de nedescris. Da, iată că el fiind mezinul echipei a reușit să aducă la Roman cele 4 medalii de la campionatele naționale și într-adevăr conjunctura în sine a fost de așa natură încât a generat o stare aparte. Acum o să vorbim și cu Cătălin Bandol. Cătălin Bandol, Master 2, adică categoria peste 50 de ani. Cătălin, spune și mie sincer, care a fost poziționarea ta pe podium? Deci am luat 4 medalii de aur, 3 la 3 probe și la total, dar eu visez și acum. Deci prima participare într-un timp foarte scurt. Vă mulțumesc dumneavoastră, domnule antrenor, pentru că ați avut încredere în mine și ne-a susținut când am plecat din Roman că trebuie să venim cu medalii acasă. Am venit, iar acolo m-am simțit ok, arbitraj tot, sportiv tot, ceva de vis.
Tu ai mai participat anterior la vreo competiție de genul ăsta? La o competiție asta iarna aici, care mi-a dat un surplus aici la... Pe plan local. Local și asta ca m-am curajat cu două medale acolo și am zis că se poate și am luat acolo o mențiune și o bronz. A, da, știu că pe plan local s-au mai generat anumite activități, anumite competiții, în special la sala Ozer Gold, dar și la zilele Romanului anterior, ziua campionilor, zi în care aveam și invitați speciali, aveam și concursul de powerlifting sau flotări sau diverse moduri de a genera mișcarea în planul local. Cătălin, la tine știu că fiind primul concurs, știu că ai avut o trăire aparte așa, cam cum te-ai simțit în momentul în care ai intrat pentru prima încercare la pentru bară? Pentru prima încercare când am plecat la bară, am plecat de acasă, fiind și ziua nepoțelei mele care a făcut 11 ani și am spus, bunicule, când vin acasă, bunicul îți aduce o medalie pentru tine. Și pe parcurs... La celelalte aparate, când am văzut și asta, emoțiile foarte mari, prima participare, arbitrajul corect și asta, diferențe de la sală la un campionat național, diferențe la cer, la pământ, a fost tot ok, am avut încredere în dumneavoastră, dumneavoastră în mine și a fost o experiență foarte, foarte, foarte frumoasă pentru mine, eu ceva frumos. Și sper în continuare să fie ok, să aducem cât mai multe medalii pentru promașcani. Acum să o luăm punctual, până la ajunge la campionatul național, cam câte antrenamente am desfășurat noi așa pe săptămână? Zi de zi. Zi de zi și muncă multă. Deci, chiar în fiecare zi, câte o oră, două, trei, zi de zi. De luni până vineri, muncă titanică. Acum știu foarte bine că fiecare ați deprins ceva abilități în plus față de ce era anterior. Noi am avut discuții legate de tehnică, dat fiind faptul că nu suntem chiar 100% puși la punct cu toate detaliile, fiind și un club nou, afiliat în același moment în care au fost afiliate și alte cluburi majore, cum ar fi Steaua București sau Chimia Râmnicu Vâlcea. Întotdeauna am ținut să mergem acolo ca și romașcani, că de asta am și înființat acest club cu ajutorul domnului Constantin Năstasă, președintele acestei MTB-ului. Noi am încercat așa cât de cât să reprezentăm cu demnitate urbea, pentru că latura sportivă romașcană întotdeauna a fost una în care am avut încredere și în care am văzut lucruri destul de frumoase și când spun chestia asta nu luăm doar powerlifting-ul în calcul, vorbim de kwankido, vorbim de atletism, vorbim de șah, tenis, ramuri diverse, nu mai spun culturismul, da. Și acolo sunt rezultate fantastice. Noi ce vrem să demonstrăm ca și practicanța acestui sport nu este faptul că ai câștigat o medalie, ești cineva, nu. Este faptul că oricine poate munci și cu seriozitate și cu pasiune și cu dedicare poate face sport. Nu toți putem fi campioni, nu toți putem fi raportați la federații, dar cu toții putem face mișcare și de asta mereu am spus, cum ți se pare mediul de lucru la sală, de exemplu? Cum vezi dinamica sălii în general? Este ok. Deci, tu când ai început, ce te-a motivat să intri în sală, de exemplu? Eu când am început sportul ăsta, prima dată m-am dus așa pentru mine, personal. Și în timp, mergând că la un an și 8 luni cât am, de când merg la sală, încet, încet, după aia a fost concursul din decembrie anul trecut, m-a motivat, apoi ați venit dumneavoastră, mi-ați întins o mână care a fost de aur. Ce să spun, cu ajutorul dumneavoastră, cu... dacă ești serios, ajungi în vârf. Trebuie să respect tot ce înseamnă plan sportiv. La tine, George, cum a fost motivația de sală? De unde a plecat ideea? Motivația a plecat de mic, uitându-mă la videoclipuri cu alți culturiști, powerlifteri și chestii. Și prima oară când am intrat, n-am crezut că o să ajung chiar bine, dar a fost ok. La tine saltul s-a realizat la fel de spectaculos în ultimii ani, că în concurs
să specificăm și aspectul ăsta, există niște reguli care trebuie să marjez. Președintele Federației a avut de 5 ori mai mult de lucru, dat fiind faptul că au fost și condițiile speciale ce trebuiau respectate, iar domnul președinte a vrut să iasă totul ca la carte și într-adevăr așa a și fost. Rigurozitatea impusă de autorități acolo a devenit realitate și nu s-a ieșit din marja de siguranță, toată lumea a purtat măști, toată lumea a folosit substanțele speciale pentru mâini, condițiile de distanțare socială și în spatele, în zona de pregătire și în zona de concurs au fost respectate, deci într-adevăr o implicare 100% a celor din federație pentru organizarea acestui campionat național, care nouă, ca și romașcani, cu toată modestia, ne-a adus satisfacții destul de mari, pentru că în raport cu alte campionate anterioare, noi am fost văduviți, dat fiind faptul că eram inexistenți pe planul, pe harta powerliftingului românesc, pentru că noi concuram pentru alte cluburi. Acum, eu mi-am expus opinia din punctul de vedere al celui care a fost șeful delegației în Romașcani acolo. O să fiu fair play și o să cer și opinia voastră, cum vi s-a părut organizarea, cum vi s-au părut cei din federație, ceilalți sportivi, care într-adevăr o mare familie powerlifting-ul românesc. Deci și acolo a fost totul ca la carte, mai ales acum cu perioada asta care e mai dificilă la noi, deci s-a respectat regulile tot, măști tot, dezinfectanți, distanța între sportiv și asta. De ce să spun? Iar domnul președinte a ținut să iasă tot ok, cei din federații care au mai fost acolo, arbitrii au fost ok și asta tot. În spate cum ți s-a părut organizarea? În spate... Era nebunie. Nebunie, na, că acolo erai, puteai să te mai desfășori un pic așa, dar noi, între noi, fiecare cuibul lor acolo, ne mai încurajam unul pe altul și a ieșit ca la carte. Dar a fost, pentru mine, un vis împlinit, na, să facem. Și sper să vină și altele mai frumoase. Da, pentru că, din punct de vedere organizatoric, anul acesta există premisele campionatului național de împins din culcat, care a fost stabilit să aibă loc la Băile Felix, dar din cauza situației actuale încă nu este stabilită data. În momentul în care vor apare noutăți, vom fi informați către federație și vom aplica ca atare. În cazul în care competiția se va desfășura, noi deja am intrat în pregătiri. Încercăm să păstrăm cadența, pentru că acesta este un sport în care câștigi greu capacitatea de a ridica greutățile respective, dar e facil să pierzi tot ce ai acumulat dacă nu ești constant în antrenamente și nu folosești, să zicem, tehnicile corespunzătoare. George, dintre toate manifestările care le-ai văzut la fața locului, ce te-a marcat mai mult? Ce ți-a plăcut mai mult? Mi-a plăcut mult locul, greutățile, bara, totul cum era așezat în sine. Mi-a mai plăcut oamenii, au fost ok, toți. Știu că mergeai din când în când și te uitai, să explicăm telespectatorilor, că în spate există niște monitoare în care se afișează ierarhiile și sportivii în funcție de cum urmează să intre în concurs. M-am uitat așa, te-am văzut de vreo câteva ori atent acolo la dinamica concursului. De ce te uitai acolo? Care era rațiunea? Vroiam să înțeleg cum merge treaba, nu știam exact. Ca să vedeți că începător, dar totuși atent la detalii. Știți cum vine chestia, când vrei să înveți un lucru, pui accent pe fiecare latură în parte. Ție cum ți s-a părut latura cu ecranul? Foarte. Pentru prima oară nu înțelegeam, mi-a spus dumneavoastră care e chestia acolo. Urmăream ceilalți concurenți și asta, și când era ceva mai dificil dumneavoastră, venea și ne încuraja și asta, dar a ieșit bine. Da, foarte e important bine. Că la final lucrurile au decurs așa cum trebuie, deși din punctul meu de vedere eu văd o dinamică ascendentă în ceea ce privește powerlifting-ul românesc în general,
marea familie a powerliftingului românesc și aici o să aduc aminte de cei mai puternici powerlifter din România, care sunt și campioni europeni, mondiali, balcanici, de toate nuanțele. Caza cu Sorin, la fel avem pe Bălăiță Daniel, la fel avem și pe doamna Olah, Lucica, oameni cu domnul Pătru, oameni cu un mare aport în, și o experiență titanică în spate, la fel și cei tineri, Alex, Cazacu, Cioflica Andrei, Irimia, un foarte puternic, Irimia Andrei, un foarte puternic powerlifter, campion la nivel internațional, implicit domnul președinte al Federației Române de Powerlifting, un sportiv desăvârșit, la rândul său un campion mondial în ceea ce privește powerlifting-ul și un om cu mână de fier și voință la fel de mare, pentru că în general în societatea românească s-au implementat știrile mai mult despre lucruri care nu se realizează. Noi avem îndrăzneala să venim să scoatem în față și ce s-a realizat, pentru că trebuie să existe un echilibru între plus și minus și am adus aici în fața noastră în plan fizic să-i vedeți pe cei care într-adevăr cu modesta activitate ușurat-o în timp, au reușit să ducă undeva acolo la nivel național numele orașului și totodată o să-i întreb așa în mod direct, cam ce așteptări aveți de la viitor și nu numai viitorul apropiat, ci în general viitorul în sine, în raport și de latură sportivă și de latură socială? Pe latură sportivă sper să facem performanțe cât mai frumoase și asta, să încurajăm și tineretul, pe lângă noi sunt și cei tineri, de exemplu cum îl avem pe colegul nostru, dar cam cum, deci tinerii ar trebui să încerce să vină în săli, de să cât? Încerce în să iasă, da, să facă sport, că este sănătate curată, dacă eu la 50 de ani, păi dumneavoastră tot așa. Deci sportul este o sănătate curată și asta. Cât o oră dacă o faci pe zi și tot. Corect. Eu aș îndemna tinerii nu numai în săli. Efectiv, nu, avem și zone diferite, recreative, da, în spații libere, în parcuri, în strand. Zona de mișcare este tot timpul activă, este deschisă. Și chiar ar fi, dacă tot vorbim de anumite situații care apar, sunt și, să zicem, moduri prin care putem preveni unele elemente și anume se știe foarte bine că mișcarea înseamnă mens sana in corpore san, da, minte sănătoasă în corp sănătos. Da, hai să ne imunizăm prin mișcare, zic că e mai sănătos decât prin substanțe chimice, prin alte situații, că decât să vină boala peste noi, mai degrabă să fim noi cei care ne ducem, da, peste ea și să abordăm problema și din prisma asta. George, tu cum vezi pe viitor, cam ce ai vrea să realizezi din punct de vedere sportiv? Eu pe viitor aș vrea să realizez să urc cât mai sus. Deocamdată ai ajuns vicecampion național pe o ramură și pe celelalte ești pe podium totuși. Și eu îmi doresc enorm de mult să te văd campion național plin, deși știu că în latura asta noi avem noi doi de lucrat pe zona cântarului, ca să spun că, că în orice domeniu sunt niște secrete în culise aici în care dacă așezăm din timp pașii o să avem și rezultatele scontate, că nu este doar latura tehnică, mai sunt și alte laturi care trebuiesc puse la punct, strategii de lucru și așa mai departe. La categoria master, să zicem că din punct de vedere al concurenței e un pic mai lejer, la George în schimb și a fost mai dificil, dar să nu omitem că mai avem doi sportivi romașcani care au participat la aceste naționale și chiar dacă au participat sub, să zic, drapelul altor cluburi, gen Mădălin Bursu, care a concurat pentru CSM Moinești, și Florin Petru, care a concurat pentru viitorul Târgu Neamț al lui domnul Grigor
care a fost și el alături de noi. Noi de la Neamț am fost o delegație destul de mare față de anii anteriori. Chiar am fost un număr de 5 sportivi din Neamț, legitimați pe județul Neamț, și domnul Gligor 6, că a fost antrenorul și reprezentantul clubului de la Târgu Neamț. Și cu Mădălin am fost totuși o delegație destul de mare din Romașcani, Mădălin aflându-se sub instruirea domnului Manda Marius, care a ieșit și el din nou campion național la îndreptări, ceea ce nu este o surpriză, dumnealui este un reprezentant cu ștate vechi în powerlifting. În ceea ce privește zona în care noi am avut o bucurie care nedesimulată, pentru că e o realitate, am fost susținuți și de firmele din municipiu și nu vrem să fim, să zicem așa, mai puțin recunoscători, și vrem să pomenim cu acceptul noastră de câteva firme care ne-au întins o mână și care mână a contat enorm, pentru că am reușit și noi să ne ducem acolo ca o delegație integră, cu tricouri identice, cu cazare, masă asigurate, exact cu tot ce implică un lot de sportivi bine pus la punct. Și aici menționăm firma Fereastra 1, Șuco, sala Ozer Gold, unde noi ne desfășurăm antrenamentele, Vanelli este o firmă din Iași, o firmă de succes în farmaceutic, și ce mai are Cătălin Petricou, bineînțeles, oameni care susțin și au susținut dintotdeauna sportul romașcan. Asta dat fiind faptul că noi știm destul de bine că în general sunt trecuți cu vederea, dar nu știu dacă e corect, pentru că ei reprezintă o parte din angrenajul ăsta care a însemnat o cheie spre succes din punctul ăsta de vedere. Acum, pe cum am pomenit anterior, noi am început deja pregătirea pentru campionatele naționale. Dacă ele se vor concretiza, vom încerca să reedităm surpriza plăcută, spunem noi, care am făcut-o la campionatele de la Băile Herculane, și vom încerca să urcăm din nou pe podium cu rezultatele scontate. Deja am pomenit că George încercăm să-l ducem la o categorie inferioară. La ce categorie ai concurat la naționale acum? La 93 plus. 93 plus până în 105. Tu având o greutate corporală de? 96. 96 de kilograme. Automat am gândit că o strategie ar fi ca el să scape de cele 3 kg în plus și să intre la un cântar superior pe o categorie inferioară, și eu, tehnic vorbind, reprezintă un plus. Așa gândim noi chestiile între noi. Tu cât ai avut, Cătălin, pe cântar? Eu 70-900 și am concurat la 74. Câte kilograme ai dat jos în ultimele 3 zile? 4 kilograme. Ca să înțelegeți că... Da, pentru că... Când vrei să faci performanțe, trebuie să faci sacrificii. Trebuie spuse și chestiile astea, pentru că da, din fața ecranului se văd numai rezultatele, nu se văd și chestiile prin care treci constant. La noi e un sport mai dificil și asta, că dacă vrei să faci performanțe, noi eram cam la limită cu greutatea mea, care am concurat la 74 de kilograme, și stăteam în stres, așa, să nu depășesc, să nu depășesc, să nu depășesc. Și a fost un pic de voință, cu regim, cu mâncare mai puțină, cu puțină apă, ce să faci. Până la proba contrară, la cântare. După aia a fost ok. Cu certitudine, noi, dacă intenționăm să mergem pe o latură, trebuie să fim mai strict cu noi și să ducem până la capăt ceea ce ne-am propus. Iată, aceasta este doar o latură din multe altele care converg spre, să zicem, performanță. E vorba și de cântar. Faptul că pregătești o competiție, pleci la drum lung, conduci non-stop, era o distanță de 600 și vreo 50 de kilometri de condus,
La fel, emoția dinaintea concursului, până faci și vorba lui Cătălin, până nu ai martorul, cântarul în fața ochilor să știi că ai trecut așa, n-ai voie să te atingi de anumite chestii, pentru cei care sunt văduviți. George a fost norocos echipei, el știind din start că avea un deficit de fapt, el putea să ia mai mult în cântar să participe. Nu e așa ușor, chiar l-am invidiat noi că el își permitea să mănânce orice, oricând și nu avea probleme. Noi fiind în greva foamei, cum se spune, bine, autoimpusă. Da. Sunt și chestiile astea așa, micuțe, componente ale campionatului și care fac, să zic așa, sarea și piperul, fac un pic de imagine în cadrul din spate al competiției. În momentul în care am ajuns cu băieții acolo, am avut și discuțiile tehnice raportate la execuții, ei fiind la prima participare, cam ce am discutat noi în ultimele săptămâni. Da. Deci, cu execuțiile, deci, am fost planificate de acasă și le-am respectat, că problema este că și diferența de la sală la ce am ajuns acolo e cu totul altceva. Da, pentru că acolo echipamentul este echipament pentru... de campionate europene, de campionate mondiale, deci... performanță și nu se compară. Da. Nu zic că și cel din sala de fitness nu este ok, dar diferența s-a văzut. Da, ne-a ajutat Dumnezeu și a ieșit totul bine. George, la tine cum a fost când ai pus, când ai văzut care e situația cu echipamentul, cu banca aia, cu... Nu a fost o situație foarte dificilă, dar diferită, totuși diferită. Deci a fost totuși o diferență în raport de antrenamente. Țin să-l susțin și pe colegul meu Cătălin cu mulțumirile despre sponsori. Noi încercăm de fiecare dată să aducem cumva în fața romașcanilor, nu doar latura în care venim, prezentăm o medalie și asta, pentru că n-are sens. Astea sunt vizibile și așa, au apărut. Vrem să descriem pe fundal și ce pași trebuie urmați și aici o să revin la o latură pe care am început să mergem anterior și mă refer la faptul că, de exemplu, tinerii și nu numai, pot veni la sală, uite, George, am să te rog să ții această medalie la gât, să vadă și telespectatorii cam ce proporții are și să îi încercăm să-i atragem spre săli, pentru că powerlifting-ul este un sport care, dacă îți intră în sânge, îți generează satisfacții, nu doar prin prisma competițională. Efectiv, încerci să te autodepășești constant și încerci să devii un luptător, nu doar în ceea ce privește haltera, ci și în planul alimentației, și în planul educației, și în planul autogestionării de situații pe moment. Îți calculezi pe ziua respectivă forța, îți calculezi anduranța. Noi lucrăm diferite moduri de antrenamente și de asta, în general, auzim discuții în raport de alimentație cu probleme la cei mici, în raport de lipsă de mișcare, pentru că, din nou, și-am mai spus acest lucru, latura asta a device-urilor, a tehnologiilor moderne, distrage atenția de la mișcare și creează un mediu mai puțin, să zic, ideal în ceea ce privește existențialul. Așa că am venit în fața dumneavoastră să vă îndemnăm și spre mișcare și să citiți o carte, pentru că și de acolo puteți extrage informații cu care puteți evolua sau care vă vor ajuta să dezvoltați planul psihic și care plan psihic o să-l puneți în aplicare în planul sportiv, fără dubii. Și în final de emisiune am să rog colegii mei să expună două păreri în raport cu tinerii. Cam ce le sugereați să facă? Eu tuturor tinerilor le doresc să facă sport, indiferent de activitate de asta, așa, să facă sport, mișcare cât mai multă. Mișcarea face foarte mult la... Eu țin să-l susțin pe colegul meu, Cătălin, să facă orice sport, nu contează, indiferent. Deci notați-vă, orice gen de mișcare este binevenită. Nu mai să facă mișcare. Să facă mișcare. Acestea fiind spuse, ne luăm la revedere și sperăm să ne vedem cu rezultate și mai bune pe viitor.
Seară frumoasă! Bună seara! Bună seara!